Și din nou, stimați telespectatori, mare aglomerație în intersecție. Am venit fără gimbal, fără camera, nepregătit. Dar știam că parcul ăsta nou aici s-a inaugurat, ca să zic așa. Ia uite, au și toalete, cred că merg, a? PC, merg toaletele astea. Hai să faci tu o căcuță ceva. Iarba e tunsă. Ce să mai? Uite, bă, ce l-a spumat. Da. Când le văd așa, parcă îmi vine să mă dau cu bicicleta pe ele, știi? E păzit cu gardian. Am văzut că tocmai se activase, domnule. Nu-ți vine să dai cu bicicleta pe ele? Dar nu știu cum o să stai pe astea. Cred că doar întins, așa. Încă nici măcar nu e aglomerat cu azi. Ah. Stai, bă, băiatule, că s-a schimbat luna. Deci azi e 1 iulie. Deja ora 7-8 seara, nici nu mai știu cât drept e. Încolo e unde era circul, dacă știți voi, se coboară spre Băile Reci. Parcul ăsta e de la gară, pentru care nu știți. Nu vă mai povestesc care e balansoar, care e tobogan, care e loc de joacă, care e... Doar mă plimb pe aici și le studiați voi. Vedeți la ce vă folosește. Arată bine deocamdată. Arată bine. Urmează să fie tăvălit de către. Acum am văzut și cum se pot folosi băncile. Asta e intrarea dinspre strada principală, dinspre Hotel Flex de aici. Și am vrut să merg la apă, dar mi-e greu cu o mână să filmez, cu o mână să țin echilibru. Cu o mână filmez, cu o mână pedalez. Luminate, copiii sunt uzi, leașcă. Și nu știu unde e coana mare, că am pierdut-o pe aici. Ah, gata, vine. Coșuri de gunoi. Am descoperit cum se stătea alea. Mese de șah, am văzut și eu o tanti cum stătea. Se stă întinsă. Da, da, cu picioarele în sus, doamnă, cu picioarele în sus. Blocaj aici, la intersecție, în sensul giratoriu de la gară, dinspre Eforie Sud. E cam strangulat traficul. Plantele astea sunt destul de dubioase. Să ziceți, bă, că nu e bine. O, un semi-teren de basket. Coșul nu mai lipsește, dar plasa, da? Da, și voi în pătrat. Dați la pătrat. Dar coșul de basket nu e complet. E doar panou de... Și o să închei filmarea de aici și mai departe vedem pe unde mai ajungem. Continuarea n-a întârziat să continue. Hai să o luăm să vedem dacă e circul pe aici. Spre Băi Reci, așa. Din câte am văzut până acum, parcul are 3 intrări. Și aici povestea frumoasă ia sfârșit. Brusc, așa. Pe unde dracu pot să ieși eu cu bicicleta? Dacă îmi cade și telefonul de mână, sunt cel mai tare. Oh. N-am cum. Spre Băi. Spre Băi Reci și răcoroase. Povestea frumoasă din parc a luat sfârșit brusc. Să vedem ce s-a mai amenajat sau nu. Vezi că e nisip aici. Pe malul lacului.
cea mai tare porțiune de pistă de bicicletă asta e. De aici până aici. Așa trebuia să fie după mintea mea făcută. Intrarea la Băireci de Nămol. Ce zici cu? S-a făcut și brusturi mărăcinii, s-a făcut bine anul ăsta. Da, ca să știi unde se... Ring, ding, 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 ding. Nu mai puteam să claxonez, ce trebuie să fac. O să iau pe stradă, nu mă bag pe acolo, că... Nu știu de ce, dar nu mă bag pe acolo. A, uite că aici e asfaltat acum, parcă era asfaltat sau nu mai știu. Da, acolo spre Eforie Sud era asfaltat. Mai vine una. Așa se întâmplă când mergi pe contrasens. Ce să faci? A, nu e chiar aglomerație, că na. Vara aici, mașină lângă mașină parcat. Da. Parcarea asta plină de obicei. Unde mă duc? Unde mă duc? Să treacă mașina și eu să mă duc. Să nu mă opresc. Ce? Văd, văd. E ceva, nu știu ce e. Aici nu e nimic schimbat. Și am ajuns la stuf, practic. Vrajea mări. Hai să mergem. Să văd și eu apa mai de aproape. E, că e nisip acolo, eu intru pe scândurile astea. Sper că pot. Mă scuzați. Oh! Surprise! Pisi, asta nu te așteptai. Hai să vezi acum. Au făcut un dig. O să avem un nepoțel. Au făcut un dig. N-a mai în epoca, da. Trebuie să ne dăm jos. Mă dau jos, nu mă forțez. Cred că s-a filmat ca fundulețul. Nu-mi pare plaja mult mai lată. A, în dreapta, da, e mult mai lată. În stânga nu e foarte mult mai lată. Și o să mergem pe dig cu bicicletele, că nu-i nici dracu. Cu bicicleta, adică. Oameni sunt. Da, aici la Roxy. Yeee, s-a lărgit plaja, dar nu știu până unde s-a lărgit, că parcă la Roxy nu e. Dar numai aici a lărgit-o lângă dic? Ia uite, se instalează și zlonguri, alea. Dar nu știu și acolo, uite, la Vraja Mării. Dar nu-mi pare mult mai larg. Aici e Vraja Mării, după aia Roxy. Da, dar hotelul, la hotelul Vraja Mării. Hai să văd cum urc eu cu o mână bicicleta prin pietroaiele astea. Așa iau eu. Da. O să-i zicem digul de la Vraja Mării. Asta pare la fel. Asta puțin aici e mai lărgită, lângă dig, atâta tot. În rest e normală. Nu e mult mai lărgită. Probabil din cauza digului de când s-a construit. Se plimbă lumea pe dig, domne, se plimbă. E bun digul, domne, e bun, e bun. Da, e mai lată, da. Dar în partea aia mai încolo e normală. Cazemata aia e tot pe mal. N-a înaintat acolo la... N-ați avut milă de nudiști să le faceți și lor plaja mai lată?
Am ajuns pe dig. Acolo, acolo se vede Bellona. Plaja Bellona. Acolo e cam un adic. În partea aici. Mergem până în capăt, dacă tot am venit. Și dacă tot n-avem voie. Acolo unde nu-i voie, acolo te bagi. Da, să vedem pot la... Și mai sunt încă două, văd, trei. Practic. Vom ajunge și pe acolo. Da, nu azi. Nu azi. Niciun caz, azi. Și aici se oprește toată distracția. O să închid și eu filmarea. Și să mergem și noi sus pe pietre acolo să facem o ceva. O cumva. O poze. O selfie. Ultimul selfie, da. Ultimul selfie și te-a luat valul. Hai, la revedere de la apus.